IMM-urile care vor avea pierderi de venit în acest an față de media ultimilor 3 ani, vor avea compensații de la bugetul de stat prin această hotărâre de guvern, care cuprind 80% din pierderile pe care le-a avut, din diferența de pierdere față de ultimii 3 ani. De asemenea, fermierii mici, fermierii care nu se încadrează în categoria IMM-urilor, vor putea beneficia de compensații, așa numitul de minimis, care vizează un sprijin de 7.500 de euro la hectar,